dimineață! Astăzi fiți atent la ce afirmații faceți în public. Perbec, este posibil să treceți printr-o perioadă mai dificilă pe plan sentimental. Din fericire, aveți o mare capacitate de comunicare și reușiți să puneți la punct lucrurile. Taur, dimineața s-ar putea să suferiți o dezamăgire în dragoste. Vă sfătuim să amânați întâlnirile de afaceri pentru că sunteți prea tulburat. Gemeni, traversați o perioadă favorabilă în care se pare că vă reușește orice. Totuși, vă sfătuim să vorbiți clar pentru a nu lăsa loc de neînțelegeri. Rac, dimineața aveți tendința să criticați pe toată lumea și nu vă convine nimic. S-ar putea să vă enervați pe un partener de afaceri. Vă sfătuim să vă păstrați calmul. Leu, nu numai că sunt multe lucruri de făcut, dar nimic nu se desfășoară conform programului. Cei pe care contai nu vor veni. Stai calm, lucrurile se vor schimba spre seară. Fecioară, dimineața s-ar putea să fiți indispus din cauza unor probleme financiare și sentimentale. Vă recomandăm să acordați mai multă atenție partenerului. Balanță, reușiți să rezolvați problemele sentimentale. Cu puțină tandrețe puteți pune capăt multor tensiuni. Pe plan financiar nu prea aveți motive de satisfacție. Fiți optimist. Scorpion, de vii pe zi ce trece mai puternic. Simți asta și ești în posesia unor noi informații. Dacă din prima încercare nu merge, pune în aplicare planul B. Săgetător, nu vă ambiționa să rezolvați singur problemele casei. S-ar putea să întâmpinați dificultăți serioase, așa că e mai bine să acceptați ajutorul familiei. Capricorn, deși aveți multă treabă, ar fi bine să mai reduceți ritmul în care munciți. În prima parte a zilei sunteți tentați să cheltuiți cam mult. Încercați să fiți mai prudent. Vărsător, progresul tău este împiedicat temporar, așa că te învârți în jurul cozii. Simți o presiune care devine din ce în ce mai accentuată. Nu este totul pierdut, doar amânat. Pești, persoana iubită este puțin cam geloasă dacă îți petreci prea mult timp cu prietenii. Dacă nu se integrează în colectiv, ar fi bine să te împarți și să îți faci timp pentru tot. Atât pentru moment, aveți o dimineață cât mai frumoasă.